Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cum se descurcă Mihai Trăistariu cu atâtea facturi? Mihai Trăistariu, pregătit pentru facturi astronomice. Cât scoate celebrul cântăreț din buzunar? Mihai Trăistariu a povestit că pandemia de coronavirus, care a dat peste cap întreg globul pământesc, l-a determinat să fie mult mai chipzuit și mai atent atunci când vine vorba despre bani, inclusiv despre facturi. Cum se descurcă Mihai Trăistariu cu 36 de facturi pe lună? Celebrul cântăreț a declarat în exclusivitate pentru Spinus Ro, cel mai tare site de știri mondene din țară, că luna decembrie este pentru el o lună a plăților, a datoriilor, a facturilor, o lună în care pune totul la punct în ceea ce privește cheltuielile. De asemenea, Mihai Trăistariu a mărturisit că are un program foarte încărcat și că a stat aproximativ două ore pentru a plăti fiecare factură. Artistul a dezvăluit că se confruntă cu atât de multe facturi, deoarece se ocupă de cele șapte apartamente pe care le deține, dar și de școala de muzică. Pe de altă parte, Mihai Trăistariu a mărturisit că nu a scos prea mult din buzunar luna aceasta, pentru facturi, deoarece a plătit pentru luna octombrie, însă nici nu vrea să se gândească ce sume va fi nevoit să plătească lunile viitoare. Am stat numai la cozi, am făcut plăți de sfârșit de an, în fiecare decembrie vreau să fiu cu datoriile la zile. Banii mi-au mâncat zilele. Am 36 de facturi de plătit lunar, pentru că am șapte apartamente, două ore mi-a luat să plătesc factură cu factură și să trimit la contabilitate. Apoi am plecat să plătesc și la instituții, mai am pe acolo contribuția, salariați, trebuie să plătesc. Toată ziua am făcut plăți, a povestit în exclusivitate artistul Mihai Trăistariu, pregătit pentru facturi astronomice. Așadar, artistul este convins de faptul că lunile viitoare va primi facturi mult mai mari, mai ales la școala de muzică de care se ocupă. Tot la școala de muzică, anul trecut a primit o factură de 4.000 de lei, doar la gaze. Mihai Trăistariu se așteaptă ca istoria de anul trecut să se repete și anul acesta, însă a pus bani deoparte după experiența nefastă pe care a avut-o. Așa că acum este pregătit pentru orice. Mie îmi plac sărbătorile astea, la mine decembrie e plin de sărbătoare. Deocamdată am plătit sumele din octombrie, deci mici. Sunt firești, dar acum vin alea mari, la școala de muzică sunt facturile mari. Aici mi-a venit anul trecut 4000 de lei gazul, și acum am emoții, deja m-am uitat la contor și am 300 de metri cub. Vreo 33 de milioane TVA, deci ajung tot la 40. E foarte mult, oricum, a declarat Mihai Trăistariu.